Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, la Intrare Liberă. Astăzi seară o ediție despre Radu Cosașu, care s-a stins de curând, un mare scriitor al literaturii noastre, care ne-a lăsat seria de autoficțiuni supraviețuiri, considerată de critici romanul comunismului românesc, o voce lucidă, echilibrată, ironică a literaturii noastre, un cronicar, jurnalist, care nu s-a sfiat să se manifeste în domenii, s-ar zice azi, nișate, cum sunt cinemaul sau sportul, și, într-un fel, informal și un model pedagogic. Dacă ne uităm la poveștile celor pe care i-a sfătuit, îndrumat, mulți dintre ei tineri care astăzi, după dispariția lui, depun mărturii calde despre un tip de formare care s-a petrecut alături de Radu Cosașu. Mă bucur să-i am alături astă seară pe Raluca Dună, istoric literar, Liviu Ornea, scriitor, Andrei Gorzo, critic de film, Victor Cobuz, critic literar și via Zoom, Bogdan Crețu, critic literar și Victor Morozov, critic de film. Film și teatru, după, film și literatură, după prezentările invitațiilor noștri, sunt domeniile pe care le-a pus în evidență excelent Radu Cosașu. Despre sport, cred că tot cu Victor Morozov o să vorbim. Apropo de volumele de cronici sportive pe care le avem de la Radu Cosașu, să începem cu tine, Liviu. L-ai cunoscut, în platou suntem, sunt doi oameni care l-au cunoscut. Andrei Gorzo, Liviu Ornea, ceilalți l-am cunoscut din scris și l-am admirat. Un model al prieteniei, dar și un model literar pentru tine. Mai mult decât atât. Aș începe cu o istorioară de la începutul anilor 90, când eram, ca foarte mulți din generația mea, foarte revoluționari și puși pe înțeles și pe demolat. Păreau să meargă mână în mână. Și m-am dus la taică-meu, care era aceeași vârstă cu Relu, să-l... Tatăl istoricul literar Zigorie. Da, și m-am dus să... La un moment dat, foarte inchizitiv, așa. Cum ați putut, domnule? Cum ați putut să credeți în chestia asta, să o faceți? Să... Acum, taică-meu s-a uitat așa la mine, zice, bă, l-ai citit pe Relu Cosașu și n-ai înțeles nimic? Nu mai am ce să-ți spun. Eu de aici aș porni despre Relu. Relu a fost cel care, exact cum ai spus, a mărturisit o viață întreagă de ce a fost tânăr comunist. Și a încercat să se înțeleagă și să facă înțeleasă o generație, o atitudine. A fost un om de stânga care a rămas de o stângă moderată până la sfârșit. Extremist de centru. Extremist de centru, dar e un tip care nu reușea să fie radical, programatic, dar nu era radical nici când stăteai de vorbă cu el, nu vorbesc numai de scris. Adică putea să se bucure la Selin, îl ținea pe Selin ca pe un autor uluitor, deși nu ierta antisemitismul și perioada urâtă. Asta nu îl împiedica să-l citească. Îl iubea pe Cioran pentru ce a scris, știind foarte bine și ce scrisese înainte. El putea să facă aceste distincții. Se radicalizase un pic abia la sfârșit. Apropo, asta de... se vede. La un moment dat simțit nevoia să spună lucrurile și altfel decât o făcuse în seria de supraviețuire, în ultima carte, deja mi se pare mai un pic mai sastisit. Andrei? Da, păi
ce să adaug pe ideea asta, pe altceva, ce se... De unde să încep? E foarte greu. Despre povestea voastră, pentru că, de fapt, ați avut niște discuții. Da, eu l-am bine, îl citisem de dinainte, dar l-am cunoscut în redacția Dilemei, pe atunci încă nu era Dilema veche, anul era 2000. El era redactor, eu eram un colaborator, abia începeam să public pe vremea aia în Dilema. Am început să vorbim și s-a creat un ritual pe care multă vreme l-am respectat, aproape cu religiozitate. Adică în fiecare zi de vineri aveau ședință de redacție la Dilema, la care veneam și noi, Banca Rezervelor, colaboratorii, să asistăm. Iar după aia, aproape săptămânal, mă rog, uneori mai săream, dar aproape săptămânal am făcut-o, an de an, din 2000-2001 până prin 2010, mă duceam cu el și cu un alt tânăr colaborator de pe vremea aia, tânăr reporter la Dilema, ulterior prozator, romancier, Matei Florian. Și ne duceam împreună și luam masa de prânz într-un loc gen KFC, McDonald's, îl gâdila, că a fost comunist, îl gâdila într-un mod ironic, dar nu fără o plăcere reală. Erau combinațiile astea la el de ironie și afecțiune, plăcere reală, unde erau greu de separat ingredientele, componentele. Îi plăcea să mănânce în locuri gen KFC. Nu numai, dar în locuri capitaliste, locuri care țineau în mod clar, în mod apăsat de cultura consumistă de după 90, și avea un fel de kick, cum se zice, un fel de frisson. Și plăcea să se uite la lume și așa mai departe. Și astea au fost ritualurile noastre. Și după aia, sigur, am continuat să-l vizitez, deși în fine mai rar, și în apartamentul său. Da, deci asta a fost relația mea cu Radu Cosașu. Bogdan Crețu, să vorbim un pic despre locul lui Cosașu în sistemul literar, cum a crescut de fapt cota lui după 90. Un mare scriitor, spuneai tu la un moment dat, statutul de scriitor important l-a căpătat Radu Cosașu abia după 90. Da, l-a căpătat, cred că dimensiunea pe care astăzi o recunoaștem cu toții a devenit vizibilă după 1990. A trebuit să petreacă o permutare de sistem literar, de câmp cultural, de percepție, de receptare. A trebuit cumva să ieșim din acea idee fixă a maximalismului literar, care fascina înainte de 1990. Radu Cosașu a început, cum spun, în spiritul epocii debutului său, în anii 50, și s-a întors permanent spre acel moment, estetizându-l cu mijloacele autoironiei. Chiar și ale ironiei, pentru că se viza o întreagă epocă. Și în ani, atunci când au apărut primele cărți notabile după ce, să zicem, că s-a lămurit, s-a edificat, s-a emancipat, s-a rupt, s-a despărțit de iluzia în care crezuse bezmetic în tinerețe, atunci când dorea în primul rând să fie un comunist scriitor, mai degrabă decât un scriitor, oricum ar fi, a început cumva cultivând niște specii literare considerate în epocă minore. Undeva între eseu și temele despre care scrie, despre cinematografie, despre sport, erau orice, numai tipuri de discurs canonic, nu, în epocă. Și cred că asta a ținut de o strategie literară de a hașura toate aceste zone plasate în percepția nu numai publică, ci și critică, la marginea literaturii. Și cred că mai degrabă era o prejudecată critică, pentru că altfel Radu Cosașu, prin aceste eseuri, prin aceste confesiuni ale sale, în reviste de cinema, dar
după aceea rubricile lui din reviste de sport sau din România Literară, da? Cred că avea foarte mulți cititori, adică intra în foarte multe zone. Și ușor, ușor, începând cu 1968, cu volumele care vor alcătui, nu, ciclul supraviețuirilor, cred că a început să fie somat de un succes care devenea, iată, literar, și de receptarea critică de care a avut parte, să se ia în serios ca scriitor. Ori asta nu prea îi se potrivea. Nu cred că Radu Cosașu a avut o atitudine gravă și, așa cum să zic, scrobită față de propriul scris. A păstrat întotdeauna o doză de autoironie, de amuzament, care nu era deloc înscenat artificial. Nu e o simplă strategie de captatio benevolenție. Nu, cred că ținea cumva de natura convivialității sale și a unui umor care era în esență benign și pe care știa să-l întoarcă și asupra propriei biografii. Mie mi se pare că el seamănă foarte mult cu un alt scriitor, Mircea Ivănescu, și ca receptare și așa mai departe, și n-am fost deloc mirat să văd că în 1978 Mircea Ivănescu în revista Transilvania a publicat un foarte frumos eseu despre proza lui Radu Cosașu, în care își descria de fapt propria poezie, spunea că Radu Cosașu scrie mereu aceeași carte și că de aici pornesc unitatea și, știu eu, profunzimea scrisului său, nu? Într-un fel, toată această revenire în buclă asupra acelorași teme, asupra acelorași momente, rescrierea mai degrabă decât scrierea, sunt procedee comune ambilor, folosirea săparea adânc așa în propria memorie și a spune și o anumită reticență, discreție autoconfesivă. Niciunul dintre ei nu-și duce până la capăt confesiunea, lasă foarte mult pe seama cititorului să meargă mai departe. Radu Cosașu păstrează foarte bine acea regulă a prozei scurte pe care, printre alții, Hemingway o emitea, regula aia a icebergului, din care partea vizibilă, ceea ce se spune, ceea ce se scrie, e mult mai redusă decât ceea ce nu se spune. A trebuit încă o dată să se schimbe cumva receptarea literaturii, o nouă sensibilitate, alte lucruri care ne interesează, pentru ca aceste cărți ale lui Radu Cosașu să fie puse într-o altă lumină și să le recitim cu totul și cu totul altfel. Autoficțiuni, el se amuza, zicea, habar n-am ce e aia, nu mă întrebați ce e autoficțiunea, deși se pare că sunt un autoficționar, nu? Și să citim, de exemplu, toate aceste volume care alcătuiesc grupajul supraviețuirilor, sigur și ca pe, ca pe o literatură documentară, pentru că e un testimoniu, e o depoziție acolo, dar și ca pe o sumă de procedee literare care după aceea cred eu că au fost absolutizate în proza opzeciștilor. Ori recitit prin această lentilă, prin acest unghi, Radu Cosașu a avut o cotă, a avut o creștere de formă, la fel cum s-a întâmplat și cu alții autori, cu Mircea Ivănescu, cu Bacovia înaintea lui, cu Bleher, să spunem, eu zic că și cu Monciu Sudinski, nu? Sunt toți scriitori care într-o a doua etapă, nu în momentul în care le apar cărțile, într-o a doua etapă au o creștere de formă. Și dincolo de asta, cred că a mai captivat și un mod franc și un mod foarte inteligent de a se plasa între diferitele centre de interes, grupuri de interes, între diferitele tensiuni politice și după aceea ideologice care au măcinat viața literară. Radu Cosașu era un înțelept, pentru că era trecut prin toate acestea și pentru că știa că a te lipi până la capăt de orice formă
de soluție ideologică, înseamnă de fapt a rămâne captiv și a-ți limita până la urmă orizontul. O pățise și își transformase această experiență în temă a propriei literaturi. La un moment dat, Atunci, sigur că da, Bogdan. a devenit un model și ca discurs literar, dar și un model de comportament literar. Vorbeai la un moment dat de felul în care Radu Cosașu se raporta la propriul scris. El practica o retorică a modestiei, nu spunea de multe ori meseria de novelist. Și m-a surprins că zilele trecute, la dispariția lui, s-a titrat a murit novelistul și cum era gazetarul sportiv. Mi s-a părut ciudat că profilul lui rămâne așa, în fine, cam schematic, să zicem. Asta din cauza că prima veste a dat-o Gazeta Sporturilor. Și Gazeta Sporturilor a dat-o așa cum o fac ei, la Da, sport. novelist ăsta ar fi trebuit pus cu Novelist a ghilimele, apărut un pic pentru mai că târziu, dar el, când prima... se declara novelist, de fapt, ce era acolo un dictator în spate? Sigur, el trimitea și la o prejudecată față de, cum au zis și invitații de astăzi, față de, și de genul pe care îl practica de proză scurtă, față și de speciile și discursurile non-canonice, care nu erau atât de bine cotate în mainstream-ul literar, fie al anilor 50-60, fie mai târziu. Și e acolo, nu doar modestie, și o doză de ironie Ironie, da. față de instituțiile câmpului literar, care poate îl marginalizau așa din această perspectivă. Și da, ar fi trebuit niște ghilimele, cum foarte bine spui, Mirela, pentru că eticheta de novelist ascunde mai mult decât pare, dar în același timp este o asumare pe care el și-a luat-o de mult timp, de la o bună bucată de vreme în cariera sa, în activitatea sa literară, că practică și face un tip de proză, un gen literar care a fost o bună bucată de timp subversivă. E aici, mă rog, o poveste de istorie literară, de reconstrucția câmpului literar în anii 60, când proza scurtă, practicată de generația 60, a fost chiar și o găselniță, o strategie de recuperare a autonomiei literare în fața romanului realist-socialist. Ori Radu Cosaș o face mult mai repede decât generația 60. Bine, sunt niște nuanțe și aici, dar o face înaintea lor și cred că e și asta un soi de merit căruia trebuie să-l recunoaștem. Și dacă ne uităm la ce s-a mai scris acum, după dispariția lui, pentru că au fost foarte multe reacții, inclusiv emisiunea asta o facem în urma acestui val de povești, reacții, care au arătat un profil foarte, foarte proteic al lui Radu Cosașu, dincolo de un mare scriitor care se stinge. E și chestia asta, nu? Sunt mai multe lumi, nu? De la lumea gazetăriei sportive, lumea cinefiliei, a criticii de film, evident, lumea literară și altele și altele. Dar e și lucrul ăsta care cred că nu poate fi subliniat îndeajuns și care s-a văzut foarte bine pe Facebook. Indivizi și grupuri, găști, triburi, care alminteri n-ar fi de acord în privința a nimic. S-au regăsit, s-au reunit în afecțiunea și în respectul pe care păreau să li-l poarte, pe care li-l purtau lui Radu Cosașu, care nu e chiar universal, ok, nimeni nu e simpatizat, plăcut de toată lumea, dar e totuși un lucru extraordinar, că grupuri atât de învrăjbite încât nici nu se mai obosesc să se înjure, se ignoră, așa mai departe, și în cazul ăsta și-au adus omagiu la această figură, acest scriitor, nu, de 90 de ani. Și mai e și chestia asta. Adică oamenii de ajuns de tineri sau de bătrâni, mai sunt tineri, încât să-i fie copii, oameni care putea să-i fie nepoți, oameni care putea să-i fie strănepoți. Da, deci, absolut extraordinar. Și a ieșit la iveală pregnant, eu nu-mi dădusem seama, acest model pedagogic, nu, pe care încarna a fost. Deși nu cred că i-ar fi plăcut să se vorbească despre el ca Bun, nu model știu cum să pedagogic, găsim o altfel de formulă. avea o oroare de paternalism, rare ori îi scăpa
când se dea de vorbă cu un tânăr sau așa, rare ori scăpa cât un accent paternalist. A scris multe scrisori fiului pe care nu l-a avut. Imagine. Da, dar în mare parte, dialogul cu fiul inexistent e caracterizat prin asta, prin refuzul unui anumit tip de atitudine sapienți. Detesta chestia asta, apropo și de ce vorbeam mai devreme, și ce l-a făcut profund subversiv în raport cu obsesiile culturii române pentru ierarhii, pentru cei majori, cei minori, fiecare chestie la locul, felul în care a asumat minoratul, chestii care erau considerate minore și neimportante, și nu suporta nici obsesia asta pentru gigantism, pentru mari oameni de cultură, pentru majuscule, pentru toate lucrurile astea. Nu vorbește dintre voi, dintre oamenii specialitate, despre poezia lui. Are volumul acela de și aici sunt niște, dacă deschizi, în care nu, dar într-una dintre poeziile acelea pentru Adormit iubita, are o asemenea secvență, că îl înțelege pe Cehov când se uita el la ce scrie Dostoievski. Bun, sigur. Deci undeva era totuși... Nu-i nega pe titani. Nu, dar s-ar putea să-i fost și un anumit regret pe care sigur că îl transformi în frondă. Nu poate să scrie cărămizile acelea. Dar faptul că a fost subversiv față de această obsesie pentru dimensiuni, ca să așa, asta l-a făcut să fie înaintea vremii lui. Adică e ceva ce nu era la modă, dar a devenit. Nici nu știu de unde să încep, că au fost multe, deja lansate niște idei interesante. Apropo de ce s-a scris în ultimele zile cu a murit cronicarul sportiv, e foarte amuzant, cumva, nu știu dacă știți, are el un interviu. Eu l-am urmărit mai mult ca publicist din 2000. Are un interviu, nu mai știu, pe internet, din anii 2000, începutul anilor 2000, în care el spune că asta i-ar plăcea să se pună pe mormântul lui, ca epitaf, că aici odihnește cronicarul sportiv. Aici odihnește Radu Cosașu, Oscar Roglic, a vrut să fie cronicar sportiv și a fost. Și a fost, ceva de genul ăsta. Deci n-ar fi avut nimic împotrivă dacă ce rămâne după el. Deci cred că exact ce și-ar fi dorit. Este faptul că visul de adolescent, de tânăr, de a fi jurnalist sportiv, i s-a împlinit. Deci nu i se părea deloc că e ceva insultător, minimalizant, diminuant la adresa... Pe de altă parte, ce a spus Bogdan, și o să ajung și la Liviu, eu nu l-am urmărit ca scriitor. Noi când am făcut facultatea în 2000, noi, de aici sunt doar eu, Manolescu nu ne vorbea despre Cosașul pe timpul ăla. Adică nu era în 2000 un scriitor. El a început un scriitor mare despre care să se predea nici la seminar, nu țin minte, a făcut cu Johnny Manolescu. Eu cred că el a izbucnit așa după 2000, eu am terminat în 99 facultatea, ca publicist. Deci în momentul în care el cred că a început să scrie cu o pasiune extraordinară după 90. Scria din 90, dar vreau să spun că cumva ca generat... Nu, vreau să zic după... Nu, vreau să spun că a fost receptat. Luna liberă, după 89. Bumul a fost după 2000. Evident, toată ziua că a fost jurnalist. Mă refer la receptare. După 2000 și ceva, el a început să fie receptat foarte bine și a devenit cunoscut și de cei mai tineri, cumva și prin prisma revizionismelor care au început după 2000, pentru că el avea această poziție moderată, miștocară cumva, deriziunea lui pica foarte bine în anii aceia, adică... Era, cum să spun, o voce în momentul acela oarecum fanatic. Și eu eram destul de debusolată în momentul ăla. Ăla e bun, e rău, cum interpretăm? El părea o voce diferită. Ce spunea Bogdan? Asemănarea cu Mircea Ivănescu e foarte interesantă, că eu recitind acum... am fost șocată, deci recitind cărțile, știam ca publicist. Ca publicist nu m-am gândit că seamănă cu Mircea Ivănescu, pe care l-am cunoscut foarte bine, am fost foarte apropiați după 2000. Citind Sonatina, cap limpede, mi-am dat seama
chiar seamănă cu Mircea Ivănescu, adică chiar seamănă cu ce a scris înainte de 89 cu Mircea Ivănescu și mi-am dat seama mai mult, nu doar ce ai spus, adică este și ce ai spus tu, că el cumva vine cu lucruri care erau minore și el, la un moment dat, chiar și spune că acest minorat la el este cumva programatic. Adică în momentul în care toți vor chestii majore, genuri majore, el oricum are un amestec de genuri. Dacă deschizi sonatină sau orice altceva, vezi că e un amestec de proză scurtă, eseu, acum noi spunem că el a făcut autoficțiune. Autoficțiunea e ceva ce a fost inventat ca teren mai încoace. Se amuzea foarte tare de asta. Cred că Alexandru Matei a zis prima oară asta. Și uite, domnule, ce da. Fac autoficțiune? Ia uite ce chestie! Ce vreau eu să spun, în, completând ce a spus Andrei, este că proteismul ăsta lui, chiar dacă pare insolit în epocă, de fapt nu este. Și faptul că seamănă cu Mircea Ivănescu nu este întâmplător. Este o... eu necunoscându-l, cumva văd lucrurile mai de la distanță și îl văd ca pe o piesă într-un tablou mai puțin vizibil, dar totuși existent. Mircea Ivan, oameni din anii 30, născuți cam în anii 30 și care seamănă și în felul de a scrie și în poziția lor publică, retragerea aceasta, oameni care nu au vrut să aibă, să devină faimoși, să aibă, și care totuși au revenit, pentru că noi după 2000-2000 ceva am recuperat exact zona marginală, minorii, eu știu, variantele alternative ale literaturii. Alexandru George, Mircea Ivănescu, Radu Cosașu, pe care eu ca scriitor, repet, oarecum acum îl descoper, nu ca publicist. El cumva e un mare publicist, un mare jurnalist, dar este și un scriitor important care cred că trebuie recuperat, adică să ne ducem și spre cărți, spre cărțile lui. Și cred că există, asta vreau să zic, o tradiție din anii 40-50, mergând încoace, dar care este de underground, această tradiție a minoratului... și amestecul acesta de genuri este foarte interesant, autobiograficului, deci îl văd într-o paradigmă autobiograficului, care este și în poezia lui Mircea Ivănescu și la Alexandru George în proza lui și la Radu Cosașu în proza lui și m-a izbit foarte tare în cap limpede, care este considerat de majoritatea criticilor și înainte de 89 și după cel mai realizat nu știu cum să-i spunem, că nu-i roman. Volum. Să-i spunem volum al lui. Prezența parantezelor. Iar chestia asta cu parantezele este tipic Mircea Ivăneștiană și nu numai, vine și mai de departe de la autorii mai puțin cunoscuți ai anilor 40, unul dintre ei fiind fratele lui Mircea Ivănescu, Emil Ivănescu, care s-a sinucis la începutul anilor 40 și care și el e un autobiografic. A scris o literatură în care se amestecă toate genurile literare, proteic, adică e o paradigmă care nu este centrală, care a continuat în underground-ul literaturii din 40 încoace și uite că avem niște eclat, niște scântei, deși lui Cosașu nu i-a foarte... făcut acest minurgheț eclat. În afară de autoficțiune și de gazetăria asta limpede, să spunem, profilată, sport sau cinematografie, a mai făcut ceva, și nu știu dacă s-a mai făcut în literatura noastră, un tip de gazetărie. Volumele se numesc un august pe un bloc de gheață, cred, 1 și 2. Al doilea a fost publicat pe internet. Colaje de știri, nu? Colaje de știri. Este uluitor ce face acolo. Aia e literatură foarte bună. Făcută din colaje de știri. Inclusiv sportive. E Tour Franței mixat cu politică. E incredibil ce iese. El avea acest cult al știrii, al jurnalismului, înțeles în unitățile lui cele mai efemere, cele mai...
Era foarte important pentru el. Dar ce a zis Raluca... Avea cititor de ziare, pentru că el nu lucra nici acum. Nu avea calculator, nu știa așa ceva. Scria cu creionul. Scria cu creionul, și da. Citea ziare, reviste, îi se aduceau și în epocă Expressul și Opsul, le aducea Iano și... avea o întreagă mișcare ca să aibă mereu ziarele și își decupa. Și le avea un birou la el puse știri cu lipite, cu pione, prinse cu pioneze. Și aici e foarte important acest principiu cinematografic. Deci e foarte important aici. Critica de film n-a fost pentru el doar o sinecură sau un gangpan, ceva din care și-a câștigat traiul, nu? E, până la urmă, nu, el asta a făcut. Asta a fost jobul lui din 68-69 până în 1989. L-a lucrat la revista Cinema. Dar eu chestie foarte importantă și asta nu se poate sublinia de ajuns, e unul dintre puținii intelectuali, umaniști români de formație literară sau filozofică care să fi înțeles cu adevărat cinemaul și care se fi raportat. Adică, realmente înțelegea cinemaul, înțelegea că în cinema e vorba despre ce se vede și despre ce se aude, înțelegea că nu e vorba de dialoguri, de personaje și de teme importante. Cinemaul nu înseamnă doar un film, nu e doar o ilustrare a unei idei generale din alt domeniu. Și asta e foarte important și e principiul ăsta al montajului care e foarte important, da, în practica asta pe care a descris-o Liviu Ornea. Într-adevăr, era înconjurat, biroul lui era plin de decupaje din ziare, de știri decupate, și, cu care făcea tot felul de puzzle-uri și tot felul de combinații și lucra așa. Așa funcționa parțial și mintea lui, asocia între... Deci, iarăși, făcea montaj. Și înțelegea foarte bine practica asta al montajului. Dar mi s-a părut foarte important ce a zis Raluca mai devreme despre cum au trebuit să se calmeze exaltările astea ale anilor 90, maniheismele anilor 90, ar trebui să se risipească un pic mirosul de tămâie din aer al anilor 90, nevoia asta de tabere distincte, de bun și răi și retorica aia extrem de exaltată, cu multe semne de exclamare și așa mai departe, mm-hmm, pentru ca autor ca el, care n-avea nimic din asta. Deci el nu era cu semne de exclamare, nu era cu majuscule, nu era cu certitudine, era pentru destabilizarea oricărei certitudini. Vedea războiul rece în termen de ironii, paradoxuri și ambiguități și nisipuri mișcătoare. Certitudine nu există decât ca să aluneci, ca pocoajă de banană, că îi plăceau și gag-urile astea din comedia burlescă americană. O certitudine aia e, o coajă de banană pe care aluneci și cazi în fund. Și a trebuit să... au trebuit să treacă anii 90 cu tot ce înseamnă ei, pentru că încet, încet gustul pentru lucrurile astea, pentru complexitate, pentru... și nu e vorba doar de bășcălie, era un autor interesat de zonele de gri, în defavoarea blocurilor de alb-negru și... Atunci când partizanatele alea, regimentările alea feroce care au caracterizat primul deceniu post-comunist, au început să se ducă, s-a creat din nou terenul pentru recuperarea și revalorizarea unor autori ca el. Foarte, foarte, foarte important, mi se pare. Andrei, vorbeai despre tinerii care l-au cultivat, care puteau să fie copii, nepoți, strănepoți. Victor Morozov, între tine și Radu Cosașu erau, cât ai spus tu la un moment într-un articol, 70 de ani distanță. Da, cumva asta a fost principiul de pornire al acelui articol pe care l-a inițiat de fapt Luiza Vasiliu la vremea aceea, redactor șef al publicației Scena Nouă, de a mă apropia de Radu Cosașu față în față pentru o discuție mai amplă în care să vedem ce ne apropie de fapt, fiindcă simțeam amândoi că sunt multe lucruri acolo de descoperit. Asta în contextul în care eu îl descoperisem pe Cosașu cu câțiva, nu foarte mulți înainte, prin scrierile despre fotbal, de fapt, fără să am idee că a fost scriitor sau critic de film, printre altele. Și ulterior, cu ocazia unui premiu omagial decernat lui în cadrul Galei Premiilor Gopo din 2021, am ajuns la scrierile lui despre cinema și mai ales la cele două antologii pe care le-a publicat,
Viața în filmele de cinema în 72 și O viețuire cu Stan și Bran în, în 81 și cu siguranță experiența acestei întâlniri prin scris inițial a fost fundamentală în ce mă privește, pentru că mi-a dat a înțelege că e posibil să existi în afara specializărilor rigide, stricte. Și mai ales că, cum s-a subliniat deja, dar mi se pare important să o amintim cât se poate de constant, că e bine să fii mișcat în, în publicistică, cel puțin de un, dacă nu chiar și în literatură, de un refuz al ierarhiilor încetățenite. Și am văzut în el un model, pentru că cumva mi s-a părut că Cosașul s-a desprins din ce în ce mai tare de centrul, de nucleul artei legitimate, ajungând de la politică și idealurile sale din anii 50, pe când era un, un tânăr comunist înfocat, la literatură, deci deja un pas în spate. Acolo în literatură a, a mobilizat, cum s-a spus, genuri minore, dar care astăzi sunt cât se poate de actuale și fac din el un soi de înainte mergător, cum ar fi eseul și novela, apoi a trecut la cinema și în final, când, când a trebuit să aleagă într-un fel, a decis să rămână cu, cu cronica lui din Gazeta Sporturilor și așa a scris până în februarie anul acesta. Deci el s-a a încheiat activitatea de la, de la GSP. Și cumva ideea asta a, a, a disprețului pentru, pentru, pentru ierarhii mi s-a părut fundamentală. Ulterior, uitând de Cosașul, citeam la un filozof francez, Jacques Rancière, ideea de principiul de egalitate a inteligențelor. Conform lui, există o aceeași inteligență care se manifestă în, în, același, în, 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 în orice act, indiferent, indiferent care ar fi acela. Deci, practic, între un, un dribbling la fotbal și un film de Tarkovski, există un soi de echivalență și lucrul ăsta, în înțelegerea lucrului ăsta din perspectiva lui Cosașu, care într-adevăr nu a fost un, o personalitate radicală, avea un radicalism al său. Adică, practic, mă făcea să înțeleg în cadrul acestei culturi care mereu mi s-a părut dificil de destabilizat. În școală mi se părea că însă și-a vorbit despre cinema în contextul literaturii este un gest de frondă, a fost, a fost ceva foarte important. Iar de acolo lucrurile sigur s-au, s-au, s-au legat mai bine, pentru că, cum s-a spus, Cosașul era o persoană foarte generoasă, foarte generoasă cu tineri și foarte curioasă. Adică țin minte că eu m-am dus pregătit pentru un soi de interviu cât se poate de formal și ajuns acolo m-am trezit că împart opinii cu el și că el însuși este la fel de interesat de ce aveam eu să aduc la masă decât eram eu de toate, toate experiențele bagajului său biografic. Și asta aș mai sublinia pentru moment, că era important și pentru că născut în 1930, apucase să treacă prin, printr-o mulțime de, de transformări politice, sociale și nu numai. Dacă ne gândim la cinema și prinsese epoca televizorului, prinsese epoca cinemascopului și apucase să o vadă și pe cea a pulverizării din prezent către platforme. Și atunci, cumva, prinsese niște ani de glorie pentru anumite activități, cum ar fi publicistica de cinema, către care și eu priveam cu jind, dar care, cumva, cel puțin în România, date fiind vremurile, au devenit tot mai inaccesibile. Și atunci, ideea unei vieți trăite în principal, în calitate de publicist, de critic de film lunar pentru revista Cinema, de gazetar pentru Sportul Popular și așa mai departe, avea ceva foarte idilic și cumva normal pentru, pentru cineva ca mine. Deci ți-a dat încredere, de fapt, Victor, în propriul tău destin de cronicar, nu? Mi-a dat încredere în măsura în care trebuie văzut și faptul că Cosașul aparține
unei alte epoci dintr-un anumit punct de vedere, dar totuși, cum s-a mai și subliniat, anticipează epoca aceasta în care gustul minor, efemerul, popularul, obiectul popular, cum ar fi sportul, cinemaul până la un punct, încep să fie revalorizate pe plus și atunci fără... Există mereu riscul ăsta de a, de a urca pe un soclu toată această activitate și de a o muzeifica. Ori la Cosașu, poate și pentru că venea natural, poate și pentru că era printre primii care se ocupau cu așa ceva, toate lucrurile astea aveau o spontaneitate și un firesc care acum ar fi mult mai dificil de cultivat, am impresia, pentru că ne-am obișnuit, cinemaul și-a câștigat de bine de rău legitimitatea. Bun, sportul, să zicem că a rămas într-o zonă oarecum disprețuită, am impresia, de anumite zone, dar citindu-l pe Cosașu, într-adevăr, am remarcat că există posibilitatea de mediere între tabere și de refuz al compartimentării prea stricte între competențe. Asta în aceeași măsură în care el făcea toate lucrurile astea cât se poate de expert și avizat, fără să fie neapărat un specialist cu pata la mână. Interesant e că, da, te rog, Liviu. Că s-a vorbit despre cronicile lui sportive. Nu știu dacă, nu știu dacă le-ai citit. Am citit câteva. El nu face cronică sportivă în sens canonic. El pornește de la driblingul lui Ronaldo și vorbește despre puterea de a recunoaște că ai greșit și despre umilință și despre o mie de lucruri. Aia nu e cronică, nu scrie ca Giambașu. Giambașu scrie foarte nu bine, e o dare dar de seama e altceva. Partide. Nu, deci nu. E și acolo, e literatură. Nu este cineva care plachează din exterior o cunoaștere, nu e cineva care se uită la un meci de fotbal cu ochiul literatului pentru a încerca să extragă niște simptome de acolo. E cineva care acceptă extazul unei tribune și de acolo desigur că pleacă în diverse traiectorii, dar nu e cineva complet diletant în ce privește regulile jocului și așa mai departe. Din potrivă, e cineva foarte... punct cu asta, care se vede că are un interes constant pentru obiectul ăsta, la fel ca și pentru celălalt. E cineva care și-a exersat foarte mult actul de a privi alte obiecte, fie că vorbim de cinema, de meciuri, și în același timp e cineva care și-a pus toată înzestrarea, tot talentul, și asta aș mai sublinia, în acest gen minor al publicației în gazete pe care cititorul seara le mototolește, le aruncă la gunoi și cumva ideea de a acorda atâta materie afectivă și acestui act mi se pare ceva realmente nobil. Adică, practic, nu există o diferență calitativă neapărat între scrierile încetățenite, destinate volumului la Cosașu și ceea ce mostrele, panseurile, truvaiurile lingvistice, calamburile și așa mai departe, pe care el le împrăștia zi de zi în cronici sau articole, da, de foarte, ocazie. Foarte, foarte just. Deci nu scrie cu stânga, nu scrie cu mâna stângă, cum se zicea, nu scriu cu dreapta cărțile mele, cu stânga scriu jurnalismul. El nu are asta. E clar că investește tot. Și da, felul în care practic o cronică sportivă sau... Dar într-adevăr, asta nu înseamnă că meciul sau performanța sportivă e doar un pretext pentru un exercițiu intelectual, să zicem, mai mult sau mai puțin narcisist, în care, pornind de la pretextul ăla, el vorbește despre diverse alte lucruri. Nu. E cum spune Victor. El rămâne devotat obiectului, dar pe de altă parte când scrie, și nu există niciun motiv ca atunci când faci cronică sportivă să nu o faci cu tot ce știi,
cu tot ce ești tu, să nu-ți aduci toată, adică nu e un model mai puțin legitim decât un articol de Cătălin Giambașu sau, din păcate e mai puțin răspândit, dar asta pentru că în cronica sportivă, ca și în orice alt domeniu, sunt puține talente de prima mână și care într-adevăr să se întrebuințeze cu tot ce sunt și tot ce au în chestia asta. Deci, na, ca în multe domene, mai ales în genul ăsta de jurnalism în care tot timpul trebuie să predai, să scrii câte ceva, e o coloană de umplut, te și uzează și așa mai departe. Așa că, na, așa cum e făcută piața, așteptările cititorilor, așteptările redactorilor, cumva nu încurajează talente extraordinare să dea totul în dar de ce nu la urma urmei? Aș putea să completez ceva în continuarea lui. Mie mi se pare, literar vorbind, că el are o hibriditate. Eu citind, recitind din Cosașu, chiar mă gândeam să te întreb cum vezi tu ca om de film scritura lui, pentru că mie mi se pare că e o scritură foarte hibridă, în același timp și cinematografică și literară, și ce a spus și Victor, că era cumva ceva spus scriitor popular. Mi se pare că el cumva în același timp era și un, cum să zice, un tip popular, un scriitor popular, așa, cumva preluând niște, un limbaj din anii 50-60, dar și un scriitor cult. Adică o combinație de limbaj, nu știu, cum e în Pulp Fiction, adică este și un film, e o combinație, adică și high și, deci și... Sensibilitatea lui era populară, era populistă, era democrată, da, exact, și faptul că se duce spre sport, faptul că se duce spre cinema și nu o face de sus. Nu, nimic face nu e cu aerul ăsta pe care la alți intelectuali din generația lui. Cum să zic, știi, dar până la urmă prima generație de intelectuali umaniști români care au început să vorbească despre cultura populară ceva mai relaxat, așa aș zice că sunt cei care s-au născut pe la începutul anilor 50, prin anii 50, ca Andrei Ujică, nu știu, Mircea Mihăieși, dar ele din anii 30 și avea chestia asta. Adică nu ai sentimentul că coboară din sfere mai înalte ca să vorbească și despre lucrurile astea. Este perfect democratic în privința asta. Asta fiind zis, nu știu dacă a fost vreodată vreun scriitor popular. O fi fost popular ca gazetar sportiv. Cu siguranță ca gazetar sportiv. Îi plăcea foarte mult o poveste ca gazetar sportiv când pe vremea lui Ceaușescu, când s-a întors dintr-una dintre rarele lui călătorii în străinătate și a călătorit foarte puțin, în fine, și pentru că era un anxios, un ipohondru, se temea că face infarct pe acolo, avea atacuri de panică și așa mai departe. A scris mult despre lucrurile astea, dar după una dintre rarele lui deplasări în străinătate, întorcându-se, a fost încântat că l-a recunoscut Vameșu și Vameșu i-a spus, după ce a văzut în pașaport, i-a spus: ne-ați lipsit, tovarășe Belfegor. Și Belfegor era pseudonimul cu care scria articolele sportive și i-a plăcut foarte mult. Ne-ați lipsit, tovarășe Belfegor. Lăsând deoparte gazeta tăria sportivă, nu știu dacă a fost, cred că e mai degrabă un scriitor de nișă, e mai degrabă un scriitor for the happy few, și asta în virtutea prozei extrem de complexe pe care o scrie, vocabularului este foarte bogat. E accesibilă proza lui. Cum? E complexă, dar este accesibilă. Mă întreb, uite, cine înțelege astăzi problemele lui Cosașu? Dilemele lui din anii 50. Într-un dialog cu nepotul lui, cu Alexandru Ștefănescu, Ion Ianu și spune că el a insistat pe lângă Cosașu ca acesta, când și-a retipărit, când și-a reeditat lucrările, să pună note de subsol, pentru că sunt atât de numeroase trimiterile, referințele la zone culturale, la evenimente politice, și istorice, multe trimiteri unele foarte obscure, de adică toată istoria aia de război rece pe care o știa în toate unghierele, în toate cotloanele ei, și folosește e atât de mână largă cu trimiterile. Toate poveștile legate de ședința Uniunii Scriitorilor, de adevărul integral, toate lucrurile astea
nu spun nimic celor de azi. Eu v-am să ne întoarcem un pic la biografie. Te rog, Victor. Vă pripiți puțin. Am avut colegi, și asta s-a întâmplat cu 5-6 ani în facultate, care și-au făcut licența pe scrierea lui Cosașu, fie dintr-o perspectivă lingvistică, analiză lingvistică, fie literară. Sunt specialiști, eu vorbesc de public. Da. Literatura nu e numai pentru câțiva oameni de la liceu. Cu siguranță are forța asta de a continua să-și creeze cititori și cititori pasionați, dar n-a spune că e un scriitor popular. Aș spune ceva. Felul în care se împletesc ironia și patosul la el, melanjul ăla inextricabil de ironie și patos, nu s-a așa ușor de separat și mă tem că foarte mulți cititori vor ca lucrurile să fie în grămăjoare separate. Aici e ironie, aici e serios, aici e... Și iarăși refuzul... Maniheismul e din nou la modă în diverse forme și așa mai departe, certitudinile morale, taberele, domne, vrem să fie alb, negru, ăia-s bune, ăia-s răi, ce? El fiind un autor care nu poate decât să submineze maniheismele, ăștia nu sunt niciodată așa populare, aș zice, decât accidental și pentru scurtă durată, din păcate. E interesant că discuția acum despre el, dacă ne gândim la căile de acces la Radu Cosașu, se vede că sunt căi dinspre publicistică, nu? Într-un fel. Victor Morozov spunea că primul contact a fost cu Cronicile Sportive. Iar al altora dilema veche. Iar pentru mine, iarăși, primul contact licean fiind, îl citeam în dilema, evident. Exact. Apoi au venit supraviețuirile spre sfârșitul facultății. Cam ăsta e traseul. Cred că e o soluție de compromis între ce spune Victor și ce susținem noi cumva. Adică el are clar o scritură hibridă. Cumva este dificil de citit. El scrie foarte bine. Asta este ceea ce poate să-l salveze și cumva poate fi recuperat, dar pe bucățele. Adică dacă te apuci de cap limpede să citești cap-coadă, un cititor de 20 de ani s-ar putea să se piardă, pentru că e supraetajat, este și ce spune domnul Ornea. Dacă nu cunoști limbajul redacțiilor din anii 50, arcanele, care erau un limbaj dublu. Eu, spre exemplu, am asistat la Sibiu, Mircea Ivănescu, Matei Călinescu vorbind în limbajul anilor 50. Ne prăpădeam de râs, muream de râs, era și fratele meu acolo. Deci limbajul ăsta comunist, dar luat în derâdere, pe care el nu se distrau enorm ca doi băieți care fac o șotie. Și cred că și la Radu Cosașu e chestia asta. Adică e o șotie limbajul ăsta. Într-adevăr, ciclul supraviețuilor alcătuiește Marele Roman al Comunismului Românesc, dar tocmai Marele Roman al Comunismului Românesc înseamnă că nu e o viziune caricaturală asupra comunismului. Chiar trebuie să intri în arcanele, în ghețuri, dezghețuri, limbajul autocriticii, ceva ce se poate spune în 1955, nu se mai poate spune în 1957, chiar trebuie să te duci plus că e, acolo. Plus că e toată lumea de acolo, este Țic, este Mazilu, Titus Popovici apare bine într-o întâlnire la Capșa, îi știi sau nu? Bogdan Crețu, să ne întoarcem un pic la biografie și la felul în care s-a raportat Radu Cosașu la biografia lui. Nu s-a eroizat, nu și-a reinventat trecutul după 90? Cred că regia ți-l dă prea. Cum au făcut-o mulți, fie prin omisiune, fie, cum să zic, prin faptul că memoria nu e precisă. Memoria așează lucrurile convenabil de foarte multe ori. Dar Radu Cosașu nu a practicat acest tip de reinventare, de ficționalizare dublă a evenimentului din trecut. Și cred că lecția cea mai clară este în acel text în care își povestește debutul, nu? Debutul și dispariția lui Radu Costin se intitulează, în care își povestește adeziunea, devotamentul față de momentul politic, încrederea fără limite în partid, lipsa gândirii critice, felul în care într-o scrisoare adresată ziarului Scânteia a demascat-o pe Maria Banuș, nu? De lipsă de vigilență și așa mai departe, debutul pe care l-a considerat glorios, nu e nimic complezent aici.
nu încearcă să, dimpotrivă, nu încearcă să acopere, să ascundă ceva sub preș. A spune chiar că disecă până la capăt orice mic detaliu din acea experiență. Și mai face ceva interesant, își scoate la iveală tot ceea ce, să nu uităm, textul nu e publicat după 90, da? Textul e publicat în anii 70, scoate la iveală tot ceea ce încă ar fi putut fi compromițător, să spunem așa. Dar asta e un comportament tipic în prozele lui Radu Cosașu. Mie una dintre marile lui teme, mai importantă decât comunismul, mărturia despre comunism, așa mai departe, mi se pare asta cum devii scriitor și cum rămâi scriitor după aceea. Asta e tema. Momentul în care s-a născut în acest personaj desprinzându-se nu de Radu Costin, conștiința de scriitor și responsabilitatea pe care acest statut o aduce. Cum a căpătat citindu-i pe Anatol France sau pe diferiți alți autori certitudinea că pariul artistic, literar, estetic, cum vrem să-i spunem, e mai important decât acela politic sau ideologic. Asta este tema în foarte multe dintre prozele lui și cred că tocmai aceasta scoate textele lui Radu Cosașu dintr-o lectură interesată politic și atât. Eu cred că el astăzi e în prim plan și că literatura lui are parte de o creștere de atenție tocmai pentru că începem să-l citim cât mai puțin politic. Poate să fie ciudat ce spun. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe detalii care țin de contextul politic, diferitele schimbări, de, știu eu, intensitate a controlului ideologic, diferite personaje din epocă, întâlnirile cu Leon Tărăutu, de exemplu, sau alte, Titus Popovici, se spunea mai devreme. Da, sunt toate astea. Da, de fapt, Radu Cosașu are în minte tocmai această ruptură de un anumit model și eu cred că asta e o lecție valabilă și astăzi. E de exemplu un fragment care mie mi-a plăcut foarte mult. Doi scriitori la care Radu Cosașu ținea și care revin des în textele lui. Unul este Marin Preda, rămăsese până la capăt un admirator al Moromeților din anii 50. Îi plăcea foarte mult acel text și cred că povestește de mai multe ori momentul în care Preda, atunci când a predat un prim volum din Supraviețuiri, da? I-a spus că trebuie să se ia în serios. Mon cher, de acum gata, lasă glumițele, lasă nu știu ce, ești obligat să te iei în serios. Și o altă scenă în care Ion Caraion i-a spus că o să dea o carte bună abia atunci, spune Caraion, când o să rupi pactul de amabilitate cu lume. Și Caraion e o figură cu un destin amestecat, contorsionat, care revine de multe ori în textele lui Radu Cosașu. Îl consideră un soi de posedat, nu? Un autor care a și suferit foarte mult, a și păcătuit foarte mult, a scris o literatură de bună, chiar foarte bună calitate. Radu Cosașu a avut acest moment în care a rupt acest pact de amabilitate, a ieșit cumva dintr-o poziție socială, profesională, călduță, convenabilă, era aranjat dacă nu mișca în front, dar a rupt cumva și pactul de amabilitate cu sine și a scos la iveală ceea ce poate că nu-l slujea sau cel puțin nu era convenabil, pentru că exista o reticență în anii 70. Radu Cosașu n-a intrat în viața literară de oriunde, să zicem așa cum au intrat unii dintre 60-iști. N-a tăcut până în 64-65 și n-a intrat în viața literară cu niște cărți curate. El avea niște tinichele politice foarte clar agățate de coadă și asta se simțea atunci mai mult. Ori el a transformat toate aceste lucruri în
în tema literaturii și încă o dată este acest text, din punctul meu, Debutul și dispariția lui Radu Costin, nu? Scris, atenție, foarte interesant, la persoana a treia, ceea ce permite o dedublare ironică de foarte multe ori, dar a cărei temă principală nu este comunismul și cum să ieși din comunism, ci este cum să devii scriitor și după aceea cum să rămâi scriitor. Și de asta cred eu că Radu Cosașu a rămas scriitor, așa cum se spunea înainte, și în textele de anvergură, pentru că scrie niște nuvele ample, construite, e acolo un întreg imaginar și arsenal de scriitor, dar și în textele, să spunem, conjuncturale, ocazionale, așa cum sunt articolele de gazetă. Pe toate le-a scris din acest statut de scriitor, de la care cred că n-a abdicat niciodată. Victor Cobuz, la un moment dat în discuția cu Raluca Adună și cu Liviu Iornea vorbeai despre tinerii care se apropie de Radu Cosașu astăzi. Cum vezi tu literatura lui și locul în sistem? E amuzant că eu împărtășesc cu Victor Morozov aceeași apropiere de Cosașu. L-am cunoscut mai întâi ca gazetar, ca jurnalist sportiv. Înainte să mă apropii de literatură, chiar fiind microbist de mic, citeam Gazeta Sporturilor și tot dădeam peste textele lui și i-am reținut numele, nu m-am concentrat așa mult, mereu mi-a plăcut modul diferit, cum s-a tot punctat, de a vedea sportul ca un pasionat, ca un iubitor al sportului, dar care vine cu câteva lucruri în plus, da, fie de viziune, fie de arsenal teoretic. Ori apoi când am ajuns la facultate și am văzut că Radu Cosașu scrie și literatura, a fost o revelație. Le consider una din marile revelații pe care le-am avut intrând mai adânc în istoria modernă a literaturii române și o chestie pe care am împărtășit-o cu mulți colegi de generație care l-au descoperit pe Radu Cosașu, mai ales în facultate, prin seria Supraviețuirilor, ca un scriitor altfel, crescuți în paradigma asta a anticomunismului hard, a anilor 90, care ieșeau tot felul de persoane care vreau să fie cât mai curate, da, dizidenți, Radu Cosașu și-a asumat trecutul. Ori pentru noi chestia asta a fost chiar surprinzătoare și ne-a atras mult mai tare spre scriitora sa. Deci biografia sa, în primul rând, ne-a fascinat. Ne-a fascinat că ne-a oferit un contramodel la ce am văzut printre intelectualii publici din sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Iar ca literatură sunt încă multe lecții de învățat de acolo. Vorbim de o oră despre cum Radu Cosașu a fost înaintea vremurilor sale, cum fie prin preferințe, fie prin scrieri, hibridizarea de care vorbea Raluca. Bogdan a zis că i-a anticipat într-un fel puțin pe 80-iști. Toate lucrurile astea mi se par valabile și mi se pare că sunt încă, nu știu, multe lucruri de găsit în cărțile sale, nu doar în Supraviețuiri, și în celelalte cărți, care pot să îl recontextualizeze pe Cosașu și, sincer, cred că încă nu e valorificat de către generația mea la capacitatea la care poate fi. Încă cred că, uite, din păcate, e inevitabil cu toți scriitorii, sau mă rog, artiștii, odată ce mor, ne reîntoarcem la ce au făcut, le luăm la puricat cariera, activitatea, biografia. Ori, da, poate cu această ocazie vom săpa mai mult și ne vom apropia mai mult. Liviu, vorbeai în aparte de poezia lui. Da, vorbeam de poezia lui pentru că s-a spus că l-a anticipat pe 80-iști, dar poezia lui a anticipat pe 90-iști. De fapt că prin lectura 80-iștilor l-am revăzut ca un modern pe 80-iști. Oarecum, nu știu, s-a întâmplat că l-am cunoscut, am fost bun prieten cu Cristian Popescu și Cristi când a dat de poezia lui Radu Cosașu, de volum, era absolut uimit. Habar n-avea că ce făceau ei se făcuse. Ai fusese rarti și s-au cunoscut.
că pe tineri interesează biografia lui Radu Cosașu și n-ai cum, pentru că la ea trimite scriitura lui. Să spunem că n-a fost una așa neaccidentată. Nu știm că a fost dat afară de la Scânteia Tineretului. E celebra scenă Adevărul Integral pe care o tot invocă. A avut 12 ani de șomaj până la sfârșitul anilor 60, când a găsit un job la revista Cinema. Și bun, când a început să respire și cu supraviețuirile, dar să amintim și momentul cinematografic, scenariul pe care îl semnează pentru un film din perioada dezghețului. Da, nu era primul scenariu pe care îl semna, cred că mai... Filmul ăla este uluitor. Dar toată lumea se referă la Da, pentru că celălalt, care cred că se cheamă Cinci oameni la drum, a fost un eșec și atunci și n-a fost niciodată scos la lumină, rămâne obscur și acum. Dar, într-adevăr, un film cu o fată fermecătoare, Margareta Păsnaru. Da. Un film cu o fată fermecătoare a lui Lucian Bratu este unul dintre filmele noastre interesante din anii 60. E un film românesc care și la nivel estetic și la nivel tematic arată foarte clar, aparține unui moment de deschidere spre Occident, atât în ceea ce privește preocupările și stilurile de viață ale personajelor, tineretul pe care îl, cu preocupări artistice pe care îl reprezintă, îl descrie filmul, dar filmul însuși, din punct de vedere estetic, în mod clar este racordat la ce se întâmplase în Nouveau Vague francez, în filme britanice ultracontemporane, precum Darling al lui John Schlesinger și așa mai departe. E un film interesant, da, la care el a scris pentru scenariul. Că eroina nu are o viață luată la lejer, cu relații care se înșiră și care pare că nu trăiește cu seriozitatea ideologică necesară. Până la urmă este moralizată și pedepsită. Finalul e moralizator. Din păcate. L-au schimbat. Și aici, într-adevăr, în finalul inițial li s-a părut celor de la cenzură că eroina scăpa prea ușor. Da. Pentru că în finalul inițial, probabil mai apropiat de cel al lui Darling, al lui Schlesinger, unul dintre modelele filmului, unde tipa Julie Christie acolo, călcătoare peste cadavre, mult mai dură, mult mai feroce decât personajul jucat de Margareta Păslaru în filmul românesc, și ea până la urmă reușește, calcă peste cadavre și eforturile ei sunt răsplătite. În timp ce în filmul lui Cosașu și al lui Bratu, mă rog, ea nu e atât de feroce, nu e atât de oportunistă, atât de lipsită de scrupule, dar până la urmă și ea mizează pe farmec și pe așa, și până la urmă era recompensată, până la urmă primea rolul și atunci cei de la cenzură au spus nu se poate, trebuie să fie un final în care în mod clar comportamentul ei să fie dezaprobat și publicul să știe, un final din ăla didactic, cum se cera atunci, să știe clar că ea e un model negativ și nu fiți ca ea, că nu veți reuși, nu veți avea câștigi de cauți, și au pus pe Bratu și pe Cosașu, pe banii lor. Știu. Să și filmeze, că descris, scrie, că e doar hârtia, dar ar trebui să și filmeze. Să filmeze pe banii lor. Să filmeze o secvență în care ea e și să și vede că e un pic grăbită secvența aia. Cred că anumite chestii sunt făcute pe voci, la post-sincron, când o ia Marin Moraru și spune, te-am respins, gata, pe culoarea televiziunii aici, nu te vrem. Așa, și ea plânge, pare să realizeze că frivolitatea ei a dus până la urmă necazuri și îi spune, sau nu, se aude o voce, vocea unuia dintre bărbații de care și-a bătut joc, alu Coman sau avut de ea, voce, vine din trecut și spune, fata mea doar cu farmec, deci o voce din asta masculină de inginer care îi spune doar cu farmec, nu reușești în viață. E un film cehesc în aceeași perioadă, Daisies, e din aceeași perioadă? Sau Da, Margareta Merechitilova e mult mai avantgardist. Mult mai avantgardist, dar e... Sunt similitudini. Și nu e moralizator. Ăla nu. Ăla nu e moralizator. Tu știi povestea din interior? Din ce povestea era Radu Cosașu? Eu am văzut filmul târziu și
nu știu, acum niște ani. Și am vorbit apoi cu Relo la telefon și mi-a povestit de episoade cu cenzura pentru filmul ăsta. Cred că și scrie. Atunci cred că... eram mic, nu l-am văzut. Poate chiar în O viețuire cu Stan și Bran sau în... Nu știu. Într-una dintre cărțile lui povestește episodul, inclusiv acest deznodământ, că el și cu Brato au trebuit să facă 50-50 să plătească ziua de filmare. Cred că l-a mai încercat, a mai scris scenariul, dar cred că a lucrat și cu Săucan, a încercat ceva, dar nu a mers. Victor Morozov, despre scriitorul, că tu așa îi spui, scriitorul de cinema, Radu Costașu, să vorbim. Și la un moment dat în articol evoci și tu volumul ăsta, O viețuire cu Stan și Bran, în care de fapt cinemaul e altoit cu biografie sau invers. Biografia e altoită cu cinema, autobiografie. Da, a vorbit Andrei foarte bine, a menționat termenul de montaj și mi se pare că e perfect plauzibil să vorbim de Costașu ca de un mare montor al textelor literare și practica asta cred că e desăvârșită mai cu seamă în O viețuire și Stan și Bran, acolo unde precedenta Viața în filme de cinema e o antologie ceva mai convențională din punctul ăsta de vedere, din perspectiva arhitecturii, dar în O viețuire cu Stan și Bran, Costașu realizează ceva ce cred că a fost așa ca un soi de proiect pe termen mai lung, o împletire foarte firească între biografie, autobiografie, între cinema și tot soiul de alte aspecte care deturnează de la miza principală a cărții fără să o destabilizeze complet, dar cumva cartea deschide o mulțime de astfel de traiectorii, unele chiar contradictorii, și cinemaul, evocările despre Bogart sau Stan și Bran, Malraux, unele dintre figurile tutelare pentru Costașu, ajunge să fie amestecat într-o proză la limita literaturii, deci e vorba mereu de această periferie, această frontieră dintre literatură și scrieri paraliterare și astfel asta e foarte interesant că toate domeniile de activitate în care a activat Costașu prin cuvânt, că vorbim de sport, că vorbim de cinema, ajung să se împletească și să îmbogățească viziunea lui despre un anumit subiect. Și pentru mine Costașu rămâne o mare referință în materie de cinema, de scritură de cinema, ca să zic așa, pentru că alături de Alex Leo Șerban, printre alții, rămâne unul dintre oamenii care au cultivat la noi o mare deschidere cu o polivalență și mai ales cu atenție pentru stil. Costașu e un mare stilist, întotdeauna în orice text. Poate de aceea s-a vorbit puțin și de nivelul mai mult sau mai puțin accesibil al scrierilor lui, pentru că are o scritură multietajată, are un nivel de suprafață, dar poți merge foarte adânc în termen de referințe, de sensuri duble și așa mai departe. Și cumva cred că și de asta merită recitit Costașu oricând. Pe de o parte pentru stilistica lui absolut remarcabilă, fiindcă așa cum în sport nu a scris ca ceilalți, mi se pare că și în cinema este, lucrul ăsta este la fel de valabil, pentru că mereu deturnează, există excursuri care nu au aer de paradă narcisistă, ci dimpotrivă constituie deschideri și în același timp e și un formator de gust. Și aș zice că în cronica de întâmpinare pe care o practica el, și lucrul ăsta e foarte important, adică nu are niciun rost să scrii despre cineva, părerea mea, dacă nu reușești să, pe de-o parte, modelezi un anume stil și, pe de altă parte, să constitui o școală de gust
Și din punctul ăsta de vedere, cred că sensibilitatea lui Cosașu este în contextul comunist, care, așa cum a zis și Victor, a fost influențat ulterior de tot soiul de perspective care l-au limitat, ca o gură de aer, ca o gură de oxigen, pentru că demonstrează puterea acestui cinefil de a fi la curent cu o mulțime de referințe, nu toate venite din spațiul sovietic, multe dintre ele aparținând decadentismului american, marilor studiouri. Costașul e un mare îndrăgostit de Hollywood clasic. Și atunci, așa cum se vede și în film, el era la curent cu o seamă de trenduri valabile la momentul acela și așa a rămas până la final, tot citind constant Le Nouvel Observateur și alte reviste din străinătate. E poate și paradoxul că Costașul rămâne un autor netradus în limbi de circulație mai largă, un autor necunoscut în Occident, dar care și un om care într-adevăr a călătorit foarte puțin, a ieșit foarte rar din România, dar care dintr-o sumedenie de motive e foarte cosmopolit și cred că Da, mai voiam să punem două accente spre final. Unul, pentru că s-a tot vorbit despre speciile minore pe care le-a cultivat, despre faptul că nu făcea distinție între arta înaltă și arta minoră. O apropiere ar putea fi de Caragiale, Victor, pe care l-a și invocat, care la fel a practicat cu egală excelență. E modelul lui Caragiale, nu? Cred că e modelul lui. Într-unul dintre autodenunțuri, m-am deblocat în Caragiali, singura politică europeană pentru un București. Ești conștient că descinde din momente. În multe feluri, cred că se pot găsi apropieri între cei doi și ca atitudine și ca practică literară. Da, da, e o observație foarte, foarte bună, apropierea asta de Caragiale. E explicită influența asupra lui. Asta e un lucru foarte... Dar nu mai declarativ, adică da, o poți găsi. Da, o poți și identifica. Da, bun, să-ți anunci un maestru. Da, e intitulat Portrete, schițe, tragedie. Adică un fel de reluare într-o nouă cheie a momentelor. Și mai folosește o etichetă asta de momente, da, în scrierile sale timpurii. Da, trimiterile sunt clare și de la tematic și arhitectural. Un Caragiale trecut prin cinema, aș zice. Da. 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 Liviu? Știu, e faptul divers, iarăși o punte între el și Caragiale. Și universul ăsta al universul ziaristicii, ăsta mic, iarăși. Da. Nu numai al redacțiilor, dar și efectiv faptul divers, de conică. Da, felul ăsta de vedea lumea. El, da. Victor, celălalt Victor, m-a spus că este foarte interesantă și mă gândeam coroborat cu ce a spus Bogdan înainte, că el a vrut să fie un scriitor, da, dar fără să aibă ceva tipic scriitorului român și care este tipic și regizorului, o anumită, nu știu cum să zic, dictatorship, o chestie dictatorială vis-a-vis de realitate. Adică el e mai degrabă Cosașul ca scriitor, nu e un regizor, ci e un montor. El ia bucăți și le recompune cumva din ceva, nu vrea să ne orienteze, ne lasă foarte, pe noi. Foarte, foarte jos. Asta mi se pare foarte interesant. Adică nu este lumea. Scriitorul dictator, regizorul, și regizorul e un dictator, de fapt, și sunt regizori care au recunoscut chestia asta. Bine, e adevărat. El are... e un montor. Da, și e importantă chestia asta, într-adevăr, modestă. Iară și ceva ce nu era la modă și acum e. Faptul că el e un fan, da, și vorbește despre entuziasm, admiră alți scriitori, admiră contemporani, pe alții nu i-ai prinde pomenind contemporani sau pomenesc doar morți, eventual morți din alte secole. Și el tot timpul e generos, e un cum se zice acum, e un fan, e un geek. Înainte era ceva dezaprobat.
În timp ce acum e ok ca un scriitor să fie fan și să vorbească despre entuziasmele și să se vadă racordat prin nenumărate fire într-o țesătură care e cultura, sunt mulți alții care fac și el e foarte fratern față de, de mulți scriitori pe care unii știe, pe alții nu-i știe, nu? Unii sunt români, alții sunt, într-adevăr, unii pot fi oameni care au murit de mult, au trăit în alte secole și așa mai departe. Deci are această deschidere și da, cum spunea și, și Victor Morozov, deschiderea asta spre nou, el și-a păstrat-o până remarcabil de târziu, într-un fel, până la, la final. Sigur că într-un fel, de pildă, na, nu era, nu înțelegea prea bine internetul, rețelele de socializare și așa mai departe, deși avea amici tineri care îl informau. Adică pentru el în continuare... Nu numai că îl informau, de pildă, la Gazeta Sporturilor îi se dădea, îi se dădea în fiecare săptămână, îi se dădeau comentariile. Adică asta, îi se trimitau. Și asta merită spus. Exista un comentator, Gicu, care îi scria săptămânal atât, sănătate maestre. Da. După da. Fiecare cronică. Îl bucura foarte tare chestia asta. Da, așa e, Gicu. Așa e, întâlnirea săptămânală cu Gicu. Da. Dar aș vrea să mai spun ceva, cred că nu s-a spus. Dincolo de titlu Sonatine, toată proza lui și stilul lui este foarte muzical. Asta și muzical pentru că el chiar a cântat la pian, ceea ce povestește în Supraviețuire, episodul în care se lasă de pian pentru că era o preocupare de burgheză, asta este foarte real. Și ca meloman, el este șubertian. Dar șubertian în impromptu-uri, în mic. Nu, el nu merge la simfonic. Preferă bucata mică lucrată. Am deschis o pagină din Viețuirea cu Stan și Bran. Mă întrebam, și voiam să te întreb. Acum, în timp ce veneam în metrou, am deschis ăsta și mi s-a deschis la o pagină în care vorbește, se întoarce des la chestia asta, geniu lui Stan și Bran. Îi consideră niște comici extraordinari. Și aici e important, într-adevăr, stilul, dar stilul nu trebuie înțeles că e un fel de glazură, că face fraze frumoase, că e un fel de... Stilul înseamnă cosmetizare, ai ceva de spus și învelești într-o glazură plăcută. Nu, e clar că stilul are legătură cu felul în care privește. Îi vede pe Stan și Bran într-un fel, îți arată ceva ce nu vedeai. Și are o pagină extraordinară în care localizează geniul celor doi în mânuțele lor. În mâinile lor, în manualitatea lor, în digitația lor, în relația dintre mâinile, în felul în care mâinile lor întâlnesc, interacționează cu obiecte, cu lumea. Și are o pagină întreagă despre asta. Nu cred că am timp acum să o citesc, dar este de o muzicalitate și de o frumusețe și de o... Și după aia, într-adevăr, după ce ai citit chestia asta, nu, te uiți altfel, nu numai la Stan și Bran, te uiți altfel la actori. Și despre asta e vorba, despre asta e critica, să fii atent. Nu, foarte multă critică e incoloră și insipid. Actorul cu tare e magistral, actorul cu tare dă o lecție de actorie. Să spui fraze de felul ăsta înseamnă să nu spui nimic, de fapt. Trebuie să te uiți ce face. Și e foarte greu, apropo de descris actoria, e într-adevăr foarte greu pentru că sunt gesturi și microgesturi și silabe, niște o pauză pe care o pune la un moment dat într-o propoziție. Este foarte greu să restitui în scris dimensiunea asta, acest eveniment care e prestația unui actor, secundă de secundă, și el face chestia asta și are acest pasaj fantastic de proză poetică despre mâinile lui Stan și mâinile lui Bran și cum interacționează cu obiectele și cum întâlnesc ele lumea. Și iarăși, nu e ca și cum ar folosi filmele cu Stan și Bran ca un pretext modest, umil, ca să facă el, să patineze el frumos verbal. Nu, într-adevăr, dacă după aia te întorci la filme, după ce ai citit chestia asta, într-adevăr, ți-a făcut un dar, vezi altfel, ți-a deschis ochii. E până la urmă, marele lucru pe care îl face un scriitor. Și atenție, totul e particular, totul e detaliat, totul e concret, e pe chestii de felul ăsta. Nu sunt generalități. Chiar... Din păcate, suntem spre final. Eu aș mai fi vrut să aduc în discuție un termen, un cuvânt pe care l-ai inventat. Fragic, fragedie, o combinație de fragilitate, vulnerabilitate și tragedie, gravitate, o tragedie într-un
căptușală de catifea în care, de fapt, îți asumi și slăbiciunea, dar și gravul, și ultimul. Da, este în prelungirea pasiunii lui pentru melodramă. Da, da. Era reală și știe să valorizeze melodrama. Și de aici fragedia. Nu ne rămâne decât să ne întoarcem la cărțile lui. Vă mulțumesc mult pentru discuția asta. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine!